Premierul Dacian Cioloș a discutat la summitul ONU care se desfășoară la New York despre criza globală a refugiaților și faptul că România este implicată în rezolvarea acesteia. Dacian Cioloș a fost prezent ieri la adunarea generală a ONU privind criza globală a refugiaților ce s-a ținut la New York, iar în alocuțiunea susținută acolo a vorbit despre implicarea României în ceea ce privește gestionarea fluxului mare de refugiați. Romania fully acknowledge the share responsibility to manage the large influx of refugees. There are various capacities, resources and policies to respond to this challenge, as well as different form of contributing to the joint effort of international community. Ministrul Cioloș a precizat și faptul că România, prin eforturile sale, a încercat să atenueze presiunea umanitară prin furnizarea de contribuții financiare pentru organizațiile umanitare internaționale, cum ar fi Înaltul Comisariat al ONU pentru Refugiați, Comitetul Internațional al Crucei Roșii, Agenția ONU de Ajutoare a Palestinienilor Refugiați din Orientul Apropiat și Programul Alimentar Mondial. Cioloș a mai arătat că România a acordat ajutor umanitar bilateral Turciei, Iordaniei, Libanului, Irakului și Afganistanului, precizând că țara noastră a oferit refugiaților adăpost temporar în centrul de tranzit de urgență situat la Timișoara. In close cooperation with international humanitarian agencies, Romania offered to refugees a gateway to a new life, providing with temporary shelter in the emergency transit center in the west of the country in Timișoara. Since its establishment in 2008 was created, this facility has offered assistance to more than 2,000 refugees while their cases were being processed for subsequent resettlement. Acesta a insistat și asupra faptului că luna trecută guvernul a trimis Parlamentului un nou proiect de lege care va crea un nou cadru de cooperare pentru dezvoltarea și ajutorul umanitar, îmbinând în mod inovator umanitarul, dezvoltarea și instrumentele financiare. Through this effort, we remain committed to our shared humanitarian causes of responding to the refugees crisis. Thank you very much.